Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Silvia Ioniță, încep știrile. Și-a găsit sfârșitul la doar 21 de ani, într-un sicriu pe roți. Și vorbim despre tânăra polițistă care a murit în auto speciala de serviciu, în timp ce era în misiune. Un tir a intrat pe sensul ei de mers și a izbit vehiculul în plin. Tragedia aduce în atenție un alt subiect sensibil. Sindicaliștii Europol spun că angajații MEAI n-ar avea nicio siguranță în aceste autospeciale ale poliției. Dar vă avertizez, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Îmbrăcată în uniforma de polițist, Roberta se mândrea pe rețelele sociale cu noul ei statut. A visat să ajungă agent al Poliției Române, iar după absolvirea școlii din Câmpina, a fost repartizată pe un post la IPJ Brașov. Vineri, tânăra de 21 de ani a urcat în autospeciala de serviciu, fără să se gândească o clipă că va pleca în ultima ei misiune. Polițista a ajuns pe drumul național 13 în pădurea Bogății. În zonă ploase, iar carosabilul era umed. Poate aceasta să fi fost și cauza pentru care șoferul unui tir a intrat pe contrasens și a izbit în plin autospeciala în care se afla Roberta. Impactul a fost atât de violent încât tânăra a murit pe loc. Nu avea cum să supraviețuiască pentru că lovitura a fost una foarte puternică, aruncat efectiv autospeciala de poliție. Un chip senin, o fată plină de viață și un om pe care oricine se putea baza. Așa o descriu apropiații pe Roberta. Toți cei care au cunoscut-o sunt în stare de șoc, iar pe rețelele de socializare curg mesajele de condoleanțe. Când îmi amintesc de tine, Roberta, mă gândesc la omul pe care te puteai baza, la persoana pe care o puteai apela să-i ceri un sfat în momentele dificile, fapt pentru care ai lăsat un gol imens în urma ta. Drum lin către înger, creața noastră. Ne-ai lăsat fără cuvinte. Nu reușim să acceptăm că nu mai ești. Cariera pe care ți-ai dorit-o atât de mult s-a terminat prea repede. Moartea Robertei a fost anunțată și de sindicaliștii Europol. Ei denumesc autospecialele de poliție sicrie pe patru roți și spun că agenții nu ar avea nicio siguranță atunci când urcă în aceste vehicule. Autospecială doar din perspectiva faptului că avea acel colan cu poliția și girofarul deasupra mașinii. Din perspectiva elementelor de siguranță nu avem absolut nimic pe aceste autoturisme. Trupul neînsuflețit al Robertei va fi dus acasă în județul Gorj, acolo unde familia, prietenii și colegii o vor conduce pe ultimul drum. Între timp, procurorii din Brașov au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și trebuie să stabilească cine se face vinovat de moartea polițistei. Întârzieri de sute de minute la CFR după defectarea unui tren privat de marfă, dar și a unor lucrări la infrastructura feroviară. Traficul garniturilor a fost dat peste cap, iar pasagerii au avut nevoie să aștepte în căldura insuportabilă din vagoane chiar și 6 ore pentru a ajunge la destinație. Nervii au fost întinși la maximum în gara de nord din cauza întârzierilor. Deși ruta de la gară până la Roșiorar dura aproape 2 ore și jumătate, aceste doamne pare că au făcut drumul dus întors de când așteaptă pe peron. Avem abonamente, avem bilete, nimeni, ce facem cu ele? Plătim câte 2 bilete în fiecare zi, bat joc de noi. Unde mergi? La Roșiori, cu ce să plecăm? Cu mama, poate. Cât ați așteptat? Cât am așteptat? 2 ore, bro. Pentru această bunică și nepoata ei, prima zi de plajă a început în gară din cauza orelor multe de așteptare care le-au stricat vacanța chiar înainte să înceapă. Este ora 12:20, suntem în gară de la 9:30, pentru că da, trenul trebuia să ajungă la 9:55 și văd că tot întârzie. Iar Alexia a trebuit să se înarmeze cu răbdare. Vreau să mergem spre Constanța, la un hotel de 4 stele în Techerghiol. Da, ce s-a întâmplat? Nu mai vine trenul. 5 trenuri de călători au avut întârzieri între 2 și 6 ore după ce traficul feroviar a fost închis pe un fir al căii ferate dintre Drăgănești-Olt și Fărcășel după defectarea unui mărfar. Aceasta în timp ce celălalt fir de circulație era deja închis pentru lucrări. Deși traficul feroviar s-a reluat, călătorii au avut de așteptat în căldură pentru că alte garnituri au acumulat întârzieri. Numai anul trecut, pasagerii pe căile ferate române au pierdut din cauza întârzierilor mai bine de 8 ani. Vin de la Craiova și am plecat azi dimineață pe la ora 3, cred, și normal trebuia să ajung la 6:20 aici și am ajuns pe la 11 aici. Atâtea ore? Atâtea ore, da. Și dacă n-aveam altă opțiune să merg cu trenul, plecam cu altceva, dar din păcate nu am cu ce să mai plec. Și
Dar la întoarcere nu mai vin cu trenul și nu o să mai merg niciodată cu trenul. Nu ne-au dat explicații concret. Spun că sunt de vină infrastructura, deci șinele, garniturile. Cei care vor să călătorească cu trenul trebuie să reziste și codului roșu de caniculă. Meteorologii au prelungit toate cele trei tipuri de avertizări și confirmă că valul de aer fierbinte venit din Africa staționează deasupra țării noastre inclusiv mâine. Până la ora 21 este în vigoare și un cod galben de vijelii și ploi violente pentru zonele de munte. A fost alertă în Satu Mare după ce o patrulă de grăniceri a fost atacată de ucrainieni care le-au furat armele și au intrat în România. Fugarii au fost căutați de mai multe echipaje pentru că oamenii legii s-au temut de ce e mai rău, având în vedere că erau înarmați. Ori întregi au căutat pe ucrainienii fugari polițiștii de frontieră însoțiți de jandarmi și ofițeri de la IPJ Satu Mare. Forțele de ordine au fost în alertă după ce în zona Târnava Mare o patrulă de grăniceri din Ucraina ar fi fost atacată de mai mulți necunoscuți care ar fi furat armele și muniția. Doi dintre ei au trecut ilegal în România. Fug acum din cauza războiului. Cred că au trecut vreo 15 mașini. Filtre au fost montate în toată zona, iar mașinile oprite și verificate minuțios. Pentru că urmăriții ar fi fost înarmați în localitatea de frontieră, pericolul era uriaș. La căutări a fost folosit inclusiv un elicopter. După câteva ore, cei doi ucrainieni au fost prinși. Polițiștii de frontieră au acționat în sistem integrat, alături de poliție și jandarmi, pentru reținerea unui cetățean ucrainean care a trecut ilegal frontiera de stat pe raza localității Târna Mare. Oamenii legii au găsit și o armă. Presa din țara vecină scrie că nu se cunosc motivele pentru care bărbații au atacat patrula de frontieră și au fugit la noi în țară. După declanșarea invaziei rusești, 11.000 de ucrainieni au traversat ilegal frontiera cu România pentru a evita mobilizarea, potrivit aceleași surse. Tot mai mulți clienți se plâng de dureri de stomac după ce au consumat pepeni ținuți în soare direct pe asfaltul încins. Unii cred că de vină sunt condițiile de păstrare. Alții spun că fructele sunt stropite în exces cu tot felul de chimicale. Medicii lămuresc dilema. Pepenii chiar ne pot îmbolnăvi în anumite condiții. Ai, 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 ce-am pățit, am zis că nu mai mănânc pepeni în viața mea. Dar am cumpărat odată și să știți că mi-a fost rău, am vomitat și m-a durut stomacul să mor. Astfel de mărturii au început să circule tot mai des, inclusiv pe internet. Mulți se plâng că au avut probleme digestive după ce au mâncat pepeni cumpărați de pe marginea străzii. Pe lângă chimicale ar trebui să nu stea în soare, să nu fie sub apă, sub cel mult în razele de soare să nu fie, să fie la umbră. O condiție pe care tot mai mulți o cer de la micii producători. Numai că în lipsa unor depozite sau hale frigorifice, fermierii care fac agricultură de subzistență improvizează tot felul de soluții. Mai punem pături peste ele, că nu poți să le ții nici în soare. Păi, dar îi afectează dacă stă în soare, le face, îi arde. În soare, mai mult de 3-4 zile, nu. Din depozit e muncă multă și costul automat crește, că mă duc să-l duc, mă duc să-l iau de acolo, să-l vând aici, uitați. Deși agricultorii muncesc în caniculă să pună pe mese lubenița autohtonă, comerțul se face după ureche. Pepenii se vând la orice colț de stradă, la temperaturi de peste 40 de grade Celsius, fără acte de proveniență și fără o evidență a tratamentelor folosite pentru combaterea dăunătorilor. Nu am neapărat o problemă cu fructele și legumele care stau în piață expuse pe o tarabă sau la o margine de drum, că problema este cu modalitatea în care ele sunt tratate și cu proveniența lor. Să nu cădem în ispita de a lua de undeva un pic mai ieftin, fără documente de proveniență. Lubenița nu se taie pur și simplu cu cuțitul. Se spală, întâi se ține în cantitate de apă în chiuvetă, se spală apoi foarte bine și apoi se taie. În momentul în care am crestat lubenița cu cuțitul, evident că am introdus toate substanțele cu care ea a fost stropită în interior. Mulți clienți încearcă să-și testeze singuri fructele, chiar dacă aparatele folosite nu sunt omologate, spun cei de la ANPC. Îl măsurăm și să vedem. Wow! Deci are depășit, deci maxim normal să fie 60, are 820. Deci de 12, 14, aproape 15 ori depășit nivelul normal, deci n-ai nicio șansă. Totuși, de multe ori, pofta bate îndoielile privind siguranța alimentară. Nu am încredere, dar cumpăr așa, încercăm, acum, da. Încercăm să viem. Cum a fi? Mi-e poftă să mănânc. Sunt foarte buni. Sperăm să nu fie mulți aditivi băgați în ele, sperăm să fie mai puțini, să fie la norma care trebuie. Mai de prefrază cumpărăm de aceea, de la
țăranii noștri. Să se protejeze de soare, să amenajeze ceva, așa, dacă chiar vor, la drum. Le trebuie foarte multă tevatură din asta, aprobări trebuie, nu ce să faci în câmp. Deși autoritățile se laudă cu diverse controle, nu există un sistem centralizat la nivel național de verificări în piețe și pe marginea șoselei. Cu alte cuvinte, fiecare se descurcă cum poate. A început distribuirea deciziilor de recalculare a pensiilor. Poștașii vor fi pe teren și în următoarele zile pentru a le înmâna pensionarilor noile acte. Pentru 8 din 10 bătrâni este o veste bună, pentru că recalcularea aduce o majorare a venitului. Alții sunt nemulțumiți și spun că pierd bani. Stajul de cotizare la 26 de ani și 5 luni și 20 de zile. În acest caz, poștașul a adus o veste bună. Decizia de recalculare presupune un plus pentru venitul familiei de pensionari. Am primit mărit cu 530 de lei. Și suntem oarecum așa mulțumiți că decât nimic mai bine să fie ceva. Alții sunt ghinioniști, după cum ne spune această doamnă. La mine nu s-a făcut încă mărirea pentru că am avut numai 25 de ani cotizat în câmpul muncii și deocamdată nu. În următoarele două săptămâni, factorii poștali vor distribui toate cele 4,6 milioane de documente, cu o medie de aproape 500 de mii de plicuri înmânate zilnic. O semnătură. Volumul de lucru este crescut, acum se suprapune cu celelalte activități. Procedura este să ne deplasăm la adresa clientului pentru a le înmâna personal sau, după caz, la membrii familiei, dacă nu sunt acasă titulari. Fiecare persoană primește plicul sigilat, nu? Da, este sigilat și îl primește pe bază de semnătură. Aceste două surori au primit însă vești proaste. Au terminat medicina și au lucrat ca medici de familie, însă birocrația le scade venitul la bătrânețe. Nu m-am așteptat să primesc mai mulți bani, dar să nu-mi fie recunoscuți anii de facultate, 6 ani de medicină și la mine și la sora mea același lucru, pentru că noi ne-am pensionat pe limită de vârstă pentru persoane cu handicap, pe legea din naștere, pe legea 19 din 2000. Peste 3,8 milioane de pensii, respectiv 82% din total, au fost majorate ca urmare a recalculării. În prezent, pensia medie este de 2250 de lei. Din septembrie, aceasta va crește la 2761 de lei. Întrebarea importantă e alta. Când vor primi oamenii banii efectivi? Păi, de la Poșta Română, începând cu 1 septembrie, în funcție de graficul, fiecare își cunoaște graficul ziua când primește pensia, iar cei care au pe cont, 12, 13, 14 septembrie. Pensiile însumau 10 miliarde de lei lunar. Acum, recalcularea aduce o cheltuială suplimentară de 2,1 miliarde de lei pe lună. Călătoria cu telecabina din Bușteni costă mai mult decât un bilet de avion la Milano. Numai puțin de 200 de lei trebuie să scoată din buzunar un turist care folosește instalația pe cablu pentru a vizita Babele și Sfinxul de pe platoul Bucegi. Ca să facă economie, mulți drumeți caută alternative. Nu este poleită cu aur, nu este făcută cu tehnologie de ultimă generație, dar chiar și așa, o simplă plimbare cu ea ustură rău la buzunar. Vorbim despre telecabina din Bușteni, care are cele mai mari tarife de pe Valea Prahovei. Turiștii care vor să ajungă la cota 2000 sunt nevoiți să cheltuie o mică avere. 200 de lei atât costă această cartelă care aduce pe turiști cu telecabina de jos din Bușteni până aici pe platoul Bucegi. Cei care vor să-și continue călătoria spre peștera din Dâmbovița mai au la dispoziție a doua telecabină, iar pentru acest tronson trebuie să plătească 50 de lei în plus. Cele două telecabine sunt vechi de 10 de ani, iar investițiile lipsesc cu desăvârșire. În zilele aglomerate, turiștii sunt nevoiți să se înghesuie în cabine, iar stațiile de îmbarcare arată dezolant. Unde mai pui că, de multe ori, oamenii trebuie să aștepte chiar și jumătate de oră la coadă ca să coboare de pe munte. Turiștii spun că aceste condiții nu justifică tariful piperat. Ați urcat cu telecabina din Bușteni? Da, da, și coborăm înapoi acum. Cum vi se pare tariful ăsta, 200 de lei? E cam mare, dar e greu, mai ales și pentru copii, să vii cu copii aici și să urce foarte greu. O familie întreagă, da. E, te costă. Pentru o familie modestă, cam mult.
Destul de scump, adică... Destul de scump. Am vrut plimbare în natură, cât și-a dorit fata să meargă pe munte, să urce, să vizităm. Nicoleta este din București și a venit la munte cu soțul și cei doi copii. Știa că prețul telecabinei din Bușteni este uriaș, așa că a ales varianta ceva mai ieftină. Am venit pe partea aceasta, pe peștera Padina, și de acolo am urcat și e mai rezonabil și ca preț și... Cât ați plătit pentru telecabină în partea asta? 378 pentru toată... Pentru toată familia. Da. Cum e? Mult, puțin? Mi se pare rezonabil. Mm-hmm. Față de urcarea din Bușteni, e rezonabil. Alți turiști și-au propus să facă economie, așa că nu au folosit telecabinele ca să urce pe platoul Bucegi. Oamenii fie urcă pe jos de la baza muntelui, fie merg cu mașina până la Piatra Arsă, iar de acolo urmează un traseu de aproape o oră până la Babe și Sfinx. Merită atâția bani ca să vii până nu sus? Nu merită. Nu merită niciun leu. Mult mai ieftin decât la noi este la vecinii italieni. În Lavena, de exemplu, călătoria cu telecabina costă 12 euro, adică 60 de lei de persoană. Până și un bilet de avion între București și Milano costă 29 de euro, adică 150 de lei. La temperaturi care au depășit 35 de grade, mulți turiști care au ajuns la munte în această mini-vacanță au luat calea pădurilor. În inima naturii, oamenii au avut nevoie de răcoare, proaspăt, dar și foarte multă adrenalină. Un parc de aventură de la marginea Brașovului a fost luat cu asalt de turiștii dornici să experimenteze trasee prin copaci sau alunecarea pe tiroliană. Încă de la primele ore ale dimineții, sutele de turiști care erau în căutarea senzațiilor tari s-au așezat la coadă în fața parcului de aventură. Oamenii au așteptat răbdători până când au intrat în pădurea transformată în loc de distracție. Până să plece în traseele făcute printre copaci, sportivii de ocazie au fost instruiți. Primesc un echipament, au parte de un instructaj video, un instructaj verbal, iar apoi pleacă pe diferite trasee. Avem 16 trasee de diferite dificultăți pentru diferite tipuri de vârstă și diferite tipuri de echipament. Alexandru și Serena, doi tineri din București, au decis să petreacă mini-vacanța de Sfânta Maria la Brașov, iar unul dintre locurile pe care au vrut neapărat să le viziteze a fost acest parc de aventură. Suntem amândoi iubitori de sport, adrenalină, să zicem, și ne-a făcut plăcerea. Răcoare aici în pădure? Da, foarte bine, pe temperaturile astea, față de București, e superb aici. Pentru domnișoara, cum este? Sunt bine, deocamdată. Ce traseu ați ales? Acesta este traseul verde, cred. Da, verde. Ceva dificil pentru tine până acum? Ultimul pas acolo, da, a fost cel mai greu. Și cât mai? Multă forță în brațe. Traseul galben, amenajat la o înălțime de 3 metri, este cel mai ușor. La polul opus, traseul de culoare neagră este cel mai dificil, iar cei care ajung aici străbat obstacolele de la 20 de metri înălțime. La fel de spectaculoasă este și tiroliana care trece deasupra lacului Noua. Prima experiență. Cum a fost prima tură? Super! Adrenalină maximă! Cum e experiența asta la parcul de aventură? Da, e foarte, foarte frumos. Mai venim. Uh-huh. De unde ați venit? Galați. A doua oară. O foarte frumoasă experiență. Chiar recomand și altor oameni să vină. Câți ani ai tu? 14. Nu e greu la 14 ani să faci traseele astea? Nu mi se pare. E mai răcoare? Da, e ok. E umbră, nu ne bate soarele. E chiar ok. Uh-huh. Deci ați fugit de caniculă. Da. Pentru 3 ore de distracție, turiștii trebuie să scoată din buzunar 110 lei pentru adulți și 100 de lei pentru copii. Fiecare oră suplimentară este taxată cu 40 de lei. Domnilor, jurnalul se oprește aici. Sunt Silvia Ioniță, vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept mâine la jurnalele Canal D de la orele 12 și apoi 18. O seară cât mai frumoasă vă doresc tuturor. Pe curând! Bună seara! Până în această seară, la ora 21, este în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a zonei montane, în nord-vestul Moldovei, nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei, precum și în sud-vestul și sud-estul Transilvaniei. Vor fi averse torențiale, intensificări ale vântului, descărcări electrice și izolat vijelii și grindină. Meteorologia a emis și un cod portocaliu de caniculă valabil până mâine dimineață la ora 10 pentru sud-vestul Transilvaniei, sudul Crișanei, nordul Olteniei, vestul și centrul Munteniei. De mâine intră
intră în vigoare un cod portocaliu de caniculă pentru sudul Banatului și al Crișanei, sud-vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei. În județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman este în vigoare un cod roșu de caniculă până mâine dimineață. Temperaturile maxime vor fi de 38-39 de grade și izolat de 40 de grade. Mâine doar județul Timiș va fi sub cod roșu de caniculă. Astăzi a fost caniculă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime s-au încadrat în general între 29 și 39 de grade. Cerul a fost variabil, cu înnorări temporar accentuate. Spre seară sunt semnalate perioade cu averse și descărcări electrice în zonele de deal și de munte, în jumătatea de nord a Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania și izolat în rest. Ploile vor avea și caracter torențial, izolat cantitățile de apă vor fi însemnate și va cădea grindină. La noapte cerul va fi variabil, cu unele înnorări și doar izolat averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în Bărăgan și în vestul Olteniei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 grade în depresiunile Carpaților Orientali și ajung în celelalte zone ale țării până la 22 de grade. Mâine, valul de căldură și disconfortul termic vor persista, astfel încât va fi caniculă. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 31 și 39 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după amiaza și seara, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice local în zona montană și pe arii restrânse în vest, nord și centru. Pe alocuri vor fi cantități de apă mai însemnate și condiții de grindină. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia vremea se menține caldă. Cerul va fi predominant senin și vor fi 35 de grade în Târgoviște și 32 în Slobozia, unde sunt așteptate și ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Și în Transilvania vremea va fi călduroasă mâine, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Temperaturile vor înregistra 33 de grade în Brașov și în Sibiu. În Moldova cerul va fi predominant senin, dar izolat vor fi și ploi de scurtă durată. Termometrele vor indica 35 de grade în Galați și 34 în Piatra Neamț, unde sunt anunțate și descărcări electrice. În vestul țării vremea rămâne la fel de călduroasă, doar că izolat sunt anunțate și ploi. Maximele ajung la 37 de grade în Reșița și 39 în Timișoara. În Oltenia se anunță o zi frumoasă. Mâine cerul va fi predominant senin, iar mercurul din termometre va arăta 37 de grade în Craiova și în Slatina. În Dobrogea mâine va fi o zi plăcută. Cerul va fi senin, iar valorile termice ajung la 30 de grade în Constanța și 34 în Tulcea. În capitală astăzi a fost în continuare caniculă, iar indicele temperatură umezeală a depășit pragul critic de 80 de unități. Cerul a fost variabil, iar vântul a suflat moderat. Temperatura maximă a fost de 39 de grade. La noapte cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 20-21 de grade. Mâine valul de căldură, caniculă și disconfortul termic ridicat vor persista. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 37 de grade. La munte vremea se va menține deosebit de caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, îndeoseb după amiaza și seara, când pe alocuri vor fi averse și descărcări electrice. Izolat vor fi cantități de apă mai însemnate și condiții de grindină. Vor fi 26 de grade la Sinaia și 23 la Semenic. Pe litoral, vremea va fi local călduroasă. Temperaturile maxime vor fi între 28 și 30 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări după amiaza. Temperatura apei mării va fi de 25-26 de grade. O seară liniștită să aveți!